La puțin timp după lăsarea serii, vecinii au simțit miros de fum și au ieșit afară. Cum au văzut fumul gros care cuprinsese zona, i-au alertat pe proprietari și au sunat la 112. Ne venea miros în cameră, doamnă, avem copii minori. A dat foc. N-am văzut, dar am simțit mirosul. Am zis că ni s-a înfundat soba și el dăduse foc alături. Proprietarii locuinței spun că plecaseră de puțin timp pentru a mânca. Aceștia sunt de părere că fostul chirieș a intrat în casă și a dat foc. De ce credeți, doamnă? Că e un boschetar, n-are casă, n-are masă, n-are nimic. Și-a găsit aici chirie, i-a mâncat pensia lui socrâmiu, l-am îngropat sâmbătă dimineață pe socrâmiu, a bătut-o, a făcut-o măr pe femeia asta, pe soacră mea, fiind soacră mea, da? Și ne-a anunțat că dă foc la casă. Eu, din momentul în care el a anunțat că dă foc la casă, am venit și am luat-o pe ea, la mine. Alertați de vecini, pompierii de la detașamentul Medgidia s-au prezentat de urgență la fața locului. Aceștia au intervenit pentru lichidarea incendiului. Se pare că a fost un incendiu pus de chiriașul care stă în casă. Spuneți-mi cu ce ați intervenit. Am intervenit cu autospecială cu apă și spumă de la detașamentul Medgidia. Am localizat relativ repede incendiul, se manifesta într-o singură cameră. Am stins și urmează să mai cercetăm. Din fericire, pagubele nu sunt însemnate. Cercetările sunt continuate acum de polițiști pentru a stabili cu exactitate cauzele care au condus la producerea incendiului.